Bună seara! Despre jocul ăsta, multe n-ar fi de spus. Am început jocul de la 0 la 2, apoi am controlat jocul în mare măsură. Cred că puteam să și egalăm la cea ultimă fază. N-am revăzut și nu vreau să comentez arbitrajul. Pentru noi important a fost, pentru mine de fapt, cel mai important lucru a fost că să pot să le dau posibilitatea jucătorilor care pot fi importanți pentru noi, Filip, Iancu, Mapucu, să joace un meci oficial, pentru că începe play-out-ul și sunt jucători care vin după o lungă perioadă de inactivitate. Am în mare sunt mulțumit de ei. Am lăsat la călăraș și 11 jucători, de fapt toți jucătorii titulari care au jucat cu Dinamo. Dar și așa, exceptând primul sfert de oră, cred că am făcut un joc bun. Dar Astra o echipă experimentată. Când ai avantaj de 2-0, e foarte greu să întorci rezultatul potriva unei echipe ca și cea din Giurgiu. Pentru mine da. Pentru că era important să, pentru noi era important o calificare. Dar repet, am fost conștient că este greu. În primul rând am jucat la Giurgiu, deși eram gazde, deci am plecat direct cu un handicap. Am jucat cu jucători care din minutul 60 aveau crampe musculare, pentru că pe undeva era normal. Sunt jucători care n-au jucat de 5-6 luni de zile. Dar cred că cu puține șanse, dacă am fi înscris mai repede gol de 2-1, puteam să și egalăm, pentru că am pus presiune mare pe Astra. Astra, pe lângă cele două goluri în primele 5 minute, nu cred că au avut vreo situație în afară de acea fază fixă. Dar, repet, e o calificare a lui Astra, îi felicit și le doresc mult succes. Sunt jucători cu calitate. Sunt jucători care importanți pentru prima ligă în fotbal românesc, și-au arătat valoarea cândva. Sunt jucători pe care eu mă bazez foarte mult și îmi doresc foarte mult să pot să iau la un nivel acceptabil în play-out. Da, la Enachi situația e diferită, pentru că a jucat acum 3 zile 30 de minute în Serbia. Are rind de joc, e total diferit față de cei trei. Nu știu, doctorul nostru a avut o problemă în familie, din păcate băiatul lui are niște probleme, trebuia să plece urgent și am înțeles perfect situația. Doamne ferește, pentru că într-adevăr e o problemă importantă cu copilul lui. Sigur, sunt momente în care trebuie să înțelegem. A plecat de urgență. Iar mulțumim celor de la Astra pentru că s-a găsit înțelegere clară. Absolut. Toate meciurile din momentul ăsta sunt foarte grele. Avem o deplasare la Mediaș. O echipă cu un antrenor foarte bun, o echipă cu jucători foarte buni. Și după aia urmează play-out-ul, practic campionatul nostru. Campionatul nostru și unde trebuie să arătăm foarte bine. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. La revedere! Eram aproape cu mici, că nu mai găsim pe nimeni. Nu, știți, am ținut întotdeauna și bine să știți că eu am reclamat întotdeauna când am fost oaspete că ar fi bine de luat echipa care pleacă la drum primii și noi... Da, vedeți, am găsit o chestie românească, da. Vă spun bună seara după jocul pe care l-am încheiat aproape de o oră. Costel Enache în fața noastră, câteva cuvinte, apoi întrebări. Da, Cupa României nu mai contează puncte, golaveraj, important e pasul făcut. Asta am și discutat cu copiii mei, cu jucătorii, cu băieții. Au început meciul așa cum trebuie început un meci, pentru că aveam în față un adversar care în 2019, în toate cele patru jocuri, nu pierduseră. Și meciurile adversarului nu au fost chiar ușoare.
Am fost circumspecți, avertizați de potențialul adversarului, l-am simțit foarte mult în repriza a doua. Din fericire pentru noi am început foarte bine meciul cu inventivitate, fantezie și cu un joc dinamic ofensiv. Lucrul ăsta ne-a asigurat calificarea. Deși recunosc că în repriza a doua am avut emoții și am simțit așa pulsul destul de ridicat. Să știți că am avut discuția asta cu mine însă într-o oglindă imaginară, cu ce aș putea ajuta, de ce sunt eu aici. Clubul Astra e o trambulină foarte bună. Sunt un om care analizez situațiile și nu prea fac lucruri la ghici, roșu-negru. Încerc să fiu un om logic și cu argumente. În momentul când am venit aici, am analizat situația ultimelor antrenori de la Astra și situația multor jucători care au trecut aici și toți au avut de câștigat în imagine. Am găsit un mare beneficiu pentru mine în faptul că o să ajung la Astra. În același timp, mi-am dat seama cam ce responsabilitate am în spate. Pe lângă ceea ce nu poate fi spus aici, vreau să vă spun că cel mai mare sprijin, ancor, ajutor a fost grupul de jucători. Un grup incredibil, un grup care percutează foarte bine în momentul în care simt că e nevoie să muncim împreună. E un club în care oamenii cu nevoi sau cu probleme n-au spus niciodată nu în comunicare sau colaborare și asta face din Astra un club cu forță. Eu mă bucur că pot să ajut clubul pentru că știu că imaginea mea va crește mult din momentul în care am ajuns la Astra. Dacă m-ar întreba cineva, deși am încercat să-mi pun în minte toate întrebările care le-ați putea pune și aveam un răspuns pregătit, pentru asta nu am. E chiar o întrebare bună. I-aș fi spus că, hai să nu spunem altceva, dar să spunem că dacă era după amiază era ok. Un om poate să bea după amiază. Dacă era dimineață era o problemă. O problemă. Din păcate n-am fost în vestiar în momentul în care domnul Nicolae a intrat. Ne facem și noi un feedback antrenorii imediat după meci, facem o adunare, tragem niște concluzii, niște linii și știm că mâine avem din nou treabă, punem prioritățile. Eu mă bucur din toată inima pentru acest sprijin și această comuniunea noastră între jucători și cei din cadrul conducerii. Nu știu ce s-ar fi întâmplat sub nicio formă, nu putem da timpul înapoi și să vedem ce s-ar fi întâmplat dacă eu aș fi venit. Dar vă spun sigur că toți cei care au fost înaintea mea au făcut maxim din ceea ce au putut și au crezut că e bine pentru echipă, doar că așa e viața în fotbal, sunt momente și momente. Eu am șansa că am prins un moment bun. E în primul rând meritul jucătorilor, apoi celor din jur pentru că ne sprijină și ne ajută, sunt aproape de noi și la cerințele noastre și eu doar profit de momentul ăsta foarte bun. Cum ați reușit să, nu știu, reactivați pe alități, le dați posta de a juca fotbal și patru ani până peste un minut, jucător extraordinar? Dar ce nu s-a întâmplat la echipa de la Caragiale? Da, multe probleme mi-am imaginat și eu în momentul în care am zis da, vin la Astra. Denis era una din ele pentru că vrem nu vrem, e un tip mai capricios și cu o personalitate aparte. Eu
nu fac mari griji din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt un om deschis, comunicativ și foarte rar un tip conflictual. Nu cred că eu am avut un secret sub nicio formă. Două lucruri cred că au contribuit la readucerea lui Denis în obiectivul tuturor. Unu, grupul, echipa, pentru că cei din jur îl sprijină necondiționat, pentru că îi văd sufletul extraordinar de bun și talentul necontestat. Iar al doilea, cred, sau prima ordine e mai puțin importantă, cred că este faptul că Denis e un tip orgolios. E un tip care niciodată nu lasă pe cei din jur să îi comande sau să aibă ultimul cuvânt. Iar el a luat hotărârea să spună că el are ultimul cuvânt și să arate că fotbalul este pentru el o prioritate și că el reprezintă un nume în fotbalul românesc. Lucrurile deci vin de la el și de la grup, sub mici aspecte de la mine, mai puțin importante decât cele două pe care vi le-am expus. Aș da același răspuns. La ora asta aș putea să spun că e seară, dar trebuie să fim realiști. Nu e încă momentul să vorbim despre așa ceva. Haideți să luăm lucrurile normal, pas cu pas. Primul obiectiv și unul foarte realistic pentru noi este să încercăm urmărirea adversarului din fața noastră. Se pare că avem două meciuri directe cu adversarul de care vorbeam. Sunt oportunități și priorități pentru a face următorul pas. Depindem de foarte multe conjuncturi, nu numai de noi. Play-off-ul e o competiție aparte și foarte puternică, așa că e destul de greu să facem așa previziuni. Dar noi ducem o luptă în continuare cu noi pentru a menține momentul bun și cu competitorii, partenerii noștri de competiție. Da, obiectivele personale se împart în două, cele profesionale și cele umane. Eu mă evaluez destul de des și cred că sunt destul de decent și realist în a mă aprecia. Sunt încă într-o perioadă de formare. Mă ajută foarte mult experiențele din ultima perioadă, dar sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățesc neapărat. Nu pot să vă le spun. Mă folosesc de această perioadă pentru dezvoltarea personală, mă folosesc de această perioadă pentru a-mi bucura sufletul, pentru că nu vă dați seama ce înseamnă o victorie la fotbal, nici nu o să înțelegeți niciodată câtă suferință e când pierzi. Profesional încerc să rămân la statutul clubului pe care îl reprezint și să fiu un campion, un luptător, un om care acceptă foarte greu înfrângerea și un om care își propune mereu victorie. Mulțumim, seară bună! Și eu vă mulțumesc tare mult!